Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Puls. Astăzi avem o ediție specială în condițiile în care ne-am propus să discutăm mai multe subiecte, dar ceea ce se întâmplă la Comrat în aceste clipe probabil ne va lua mai mult timp decât ne-am propus, fiindcă pe de o parte urmărim la niște procese pro-europene despre care ne vorbește puterea, fiindcă asta urma să se discute în data de 21 mai în fața întregii adunări naționale. Pe de altă parte, vedem că astăzi la Comrat au descins din nou mascații de la CNA care ridică în aceste clipe toate documentele aferente turului 2 al alegerilor din regiunea Găgăuză. Cel mai interesant că doamna președinte a Comisiei Electorale Centrale de la Comrat spune că în momentul când a asistat la ridicarea buletinelor de vot, că asta se ridică acum, i s-a spus că acest proces, această procedură ține de un dosar penal deschis încă în anul 2022. Noi, în general, în toată această săptămână am asistat la mesaje foarte interesante și foarte greu de interpretat. Și aici am să zic și despre mesajul premierului Dorin Recean la un post privat de televiziune. Aici ar trebui să menționăm și despre mesajele unui tânăr deputat PAS, Radu Marian, legat de aceste alegeri. Și atunci toată lumea a început să-și pună întrebări și să zică, dar nu cumva intenționat se întâmplă ceea ce are loc acum la Comrat, în ce măsură este democratic și în ce măsură acolo lucrează justiția, sau pur și simplu cuiva nu i-a plăcut victoria Evgheniei Guțul, un candidat susținut de partidul Șor, o doamnă care a câștigat și primul tur și cel de-al doilea, o victorie pe care au acceptat-o și oponenții politici, dar și cei din regiune, mă refer la autorități. Bine, eu vă prezint acum invitații, după care începem discuția la acest subiect, ca să nu o întind mult cu editorialul și să-mi spun părerea de jurnalist în cadrul acestuia. Invitații mei din această seară sunt juristul Alexandru Cuznețov. Bună seara, domnule Cuznețov, bine ați venit la Puls. De asemenea, l-am invitat pe sociologul Ian Lisnevski. Bună seara, domnule Lisnevski, bine ați revenit la Puls. Discutăm și cu un tânăr activist civic, cu Mihail Bagaz. Bună seara, Mihail, bine ai revenit la Puls. Nu știu în ce măsură mai vrei să mai faci politică sau mai ai, nu știu, dorințe de activism civic după astfel de evenimente care se întâmplă și la Comrat și la Chișinău. Invitat de asemenea, dar prin Zoom, este fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski. Domnule Pavlovski, bună seara! Bună seara! Eu am să încep discuția cu dumneavoastră, deși construiam emisiunea altfel, să vorbim și despre 21 mai și despre Curtea Constituțională. Dumneavoastră, din prisma experienței și juridice și politice, cum ați explica ceea ce se întâmplă acum la Comrat? Sau ce apreciere ați da evenimentelor de astăzi de la Comrat? Fiindcă noi am văzut un șir de descindere a mascaților, ba vineri, ba sâmbătă, în ajun. Turul întâi a trecut parcă bine, fără nicio încălcare, acum a trecut și turul 2, parcă toți au acceptat alegerile, ca astăzi deja când au fost anunțate rezultatele finale să ne trezim din nou cu mascați la Comisia Electorală Centrală din Comrat. Așa creează o impresie că guvernarea încearcă să sugrume opinia poporului, opinia legătorului liber exprimate prin aplicarea forței din partea statului. Da, într-adevăr, statul are foarte multe posibilități să sugrume poporul. Însă, atunci ei nu trebuie să vorbească nici despre democrație, nici despre integrare europeană. Ridicarea listelor este un pas foarte periculos, foarte periculos, deoarece noi cunoaștem foarte bine că buletinele se dau sub semnătură în lista alegătorilor. Deci dacă tu ai luat lista, atunci care este garanția că cineva acum nu va falsifica 10, 20 sau 300 sau câte acolo semnături? Nu este exclus acest lucru. Cel puțin acest pericol există. Deci aceste liste, ele trebuia, dacă ei vroiau să le ridice, ele trebuia să fie sigilate și ele trebuia să fie desigilate, deschise, în prezența oamenilor cointeresați, să fie exclusă falsificarea acestor liste, să fie exclusă adăugirea sau ștergerea sau falsificarea semnăturilor. Deci, în momentul de față, nimeni nu poate exclude acest lucru. Asta e un lucru de spus.
A doua lucru de spus. Relațiile interetnice este o substanță foarte și foarte firavă și stibaj acolo cu cizmă polițeienească și cu mascații nu este cea mai bună idee. Nu este cea mai bună idee. Eu sunt democrat convins și eu am trecut pe foarte multe instruiri efectuate de către Consiliul Europei în Republica Moldova, începând cu anii 90, și eu nu pot fi de acord cu acest gen de acțiuni. Deoarece, dacă cineva a comis o infracțiune, pentru aceasta există codul penal care trebuie să fie aplicat. Și al treilea lucru de spus. Noi suntem martori că Partidul Ușor este supus mai multor represalii, nu numai la nivelul Găgăuziei, ci și la alte niveluri. Nu am văzut și liderii de partid arestați, nu am văzut și membrii de partid arestați, nu am văzut și mitingurile organizate de acest partid dispersate. Noi acum suntem martori încercării să declară neconstituțională și partidul acesta. Deci toate aceste exemple mă pun pe gânduri și eu mă tem că mai devreme, mai târziu, această situație sau aceste acțiuni mai puțin chipzuite și analizate vor crea mari probleme guvernării. Am înțeles, domnul Pavlovski. Rămâneți cu noi în continuare, implic în discuție și pe ceilalți experți din platou. Domnule Kuznetsov, explicați-mi un moment pe care chiar nu este, de înțeles. Deci, până duminică încălcări nu au fost, luni încălcări nu au fost, totul a fost bine mersi, alegerile au avut loc, sesizările pe care le-a prezentat poliția Comisiei Electorale Centrale vineri și sâmbătă, dacă mi-amintesc eu bine, nu aveau substanță, adică nu erau doar pur și simplu niște note informative fără participarea sau fără includerea unor probe. Astăzi, în schimb, după deja declararea sau după ce cecul de la Comrat a spus că rezultatele finale și Guțul a câștigat, brusc au apărut și încălcări. Deci, ni se spune că persoane decedate și oameni aflați în străinătate printre alegătorii care și-ar fi manifestat votul pentru Evgenia Guțul. De asemenea, se spune că eu am să citesc comunicatul CNA. În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală în cauza penală privind finanțarea ilegală a campaniei electorale și coruperea alegătorilor, a apărut o bănuială rezonabilă că o parte din alegători au fost aduși organizat din alte raioane în scopul votării candidatului din partea partidului politic Șor. La fel, potrivit informației apărute printre alegătorii care și-au manifestat votul în favoarea candidatului Guțul Evgenia, se numără persoane care se află peste hotarele Republicii Moldova și persoane decedate. Acțiunile sunt în desfășurare. Eu am două întrebări. De ce CNA-ul trebuie să meargă să facă astfel de investigații? Și cum de-au apărut brusc abia astăzi aceste încălcări? După care noi o să dezvoltăm acest subiect ca să nu dau prea multe întrebări la prima parte. Deci, în primul rând, pentru mine nu este clar un factor. Ce are CNA-ul sau Centrul Național Anticorupție cu procesul electoral? Dacă ne uităm în legislație, inclusiv și codul de procedură penală competențe, Centrul Național Anticorupție la general, luptă cu corupția și a doilea segment, spălarea banilor. De exemplu, dacă ar fi acel miliard care a fost furat sau trecut și așa mai departe. Deci, în caz de față, chiar nu este clar momentat. Poate fi utilizat doar în faptul că alte structuri a Ministerului Afacerilor Interne nu sunt în stare să efectueze careva acțiuni. Doar cunoaști cum Centrul Național Anticorupție are niște resurse suplimentare, respectiv inclusiv de utilizare. Asta unul la mână. Doi la mână. Iarăși apare un zâmbet când se discută zeci de ani, nu e vorba de un an sau doi sau de un proces electoral, dar zeci de ani și zeci de proceduri electorale, că se falsifică, ba se găsește la Sângera, împrejurul unei fântâni, niște buletine aruncate, ba la Dorlești, în timpul campaniei electorale, adică în campanie alegerilor, și cu atâta. Și acum brusc se află că se fac niște acțiuni.
De când se vorbește că apar în liste persoane decedate, votează persoanele care nu că se află numai psihotare, dar chiar se află și în, spunem așa, și decedate, în segmentul când statul deține tot pachetul de control asupra toate informațiile fiecare persoană fizică, este vorba despre așa numite agenții, serviciilor publice, unde acolo încadrat toată informația dată, și este vizibil momentul dat. Deci, într-un punct de vedere, se primește că însuși statul a elaborat aceste liste cu persoane care, într-adevăr, nu sunt țară, persoane care nu sunt în viață și mai ales că cunoaștem la segmentul actual din punct de vedere informațional, este cunoscut persoana când a ieșit din țară și când a intrat în țară. Adică toată informația asta care deține poliția de frontieră este prestabilită. Și încă mai mult avem. Noi vedem că în așa numită examen care au trecut unii judecători la pre-vetting, cu cel care noi vorbim, noi spunem examen, se întreba pe cei judecători. Ia că dumneavoastră, și atrag atenția, în 2004, nu în 2014, dar 2004, ați ieșit din teritoriul public Moldova în automobil, fiind cu persoane X, Y, Z. Cine sunt aceste persoane pentru voi? Adică observăm că nu este vorba de cunoaștere informației la anul 2023, dar ei posedă informații și la anul 2004 și brusc este învinuiri că apar listele date cu care sunt. Dar cum pot să apară? Deci, în primul rând, trebuie să întrebăm pe acești care au generat. Deci, de fapt, dacă suntem într-un segment deja mult mai profund din punct de vedere penal și procesual penal, astea sunt niște și ritlicuri, sunt niște acțiuni utilizabile de către urmărire penală, care vin încă din perioada sovietică, care constă în fraza asta. Om să fie găsit, dosarul vom coase. Dar asta a fost ani de zile în urmă, suntem totuși în secolul 21. Deja secolul informațional unde nu mai poate fi găsit doar pur și simplu omul și dosarul să-l facem. De asta cauza apar multe și nedumiriri și zâmbete inclusiv respective. De asemenea, de acord cu colegul de platou care a stabilit că implicarea în campanie electorală a unor organe care n-au dreptul de a implica, și atrag atenția de ce am în vedere, totuși statul Republica Moldova se declară stat democratic, unde avem împărțit puterea, în puterea legislativă, executivă și judiciară și avem un segment aparte care ajută la formarea acestor puteri. Este autonom, care spune Comisia Electorală Centrală cu toată legislația sa, codul electoral și alte legislații care este paralelă și brus un organ de putere executivă și o parte din puterea judiciară se implică în factorul dat. Deci, ori s-au depistat ceva încălcări ca să ridice toate înscrisurile acolo care sunt. Tot, prima dată. Deci noi în istoria electorală a Republicii Moldova nu cunoaștem momentul când a fost sechestrat tot segmentul electoral, adică ridicat și dus undeva, fără careva garanții procesuale. Și mai mult, după numărul de persoane care erau acolo, era imposibil să fie preluat documentele legal, spunem așa, din punct de vedere penal sau civil, etc. Fiindcă trebuie să fie făcută o listă de documente care poate fi ridicate, sigilate în parte și inclusiv cu prezența cel puțin doi martori care într-adevăr listele și aceste documente care erau ridicate, prestabilite. Dar după puterea lor reală este imposibil ca să stabilească legalitatea acestora. Și asta, într-adevăr, eu sunt de acord 100% că pot fi fraude destul de profunde. Eu vreau să-l implic în discuție și pe domnul Snevski, care, mă rog, face și sondaje, se implică și în legal, în exercițiile electorale. Eu gândesc pur matematic. Poate greșesc și nu-mi dați dreptate. Turul întâi. Sondajele arătau că, da, și dumneavoastră îmi spuneați că Evgenia Guțul, așa, al patrulea, al cincilea, nici măcar în top 3 nu o să intre. Ea câștigă turul întâi, nu există nici o încălcare. Și aici apare întrebarea, dacă voi nimeni nu-i dădeați nicio șansă acestei tinere doamne să treacă de primul în tur, înseamnă că fraudele trebuiau să fi fost atunci, în primul tur, nu? Nu e logic? Ca să treacă în turul 2. Acolo nu s-au găsit. La ce bun să-i trebuiască să fraudeze acum în turul 2, când deja era peste acest domn Uzun după primul tur? Și am văzut simpatiile celorlalți participanți la alegerile Bașcanului, care am avut eu așa impresia că se îndreptau spre Guțu. Nu bine, ca să discutăm, au fost fraudele sau cum puteau să fie aceste fraude sau ratingul a partidelor, trebuie să începem de la începutul campaniei electorale care a fost. Cu adevărat, doamna Guțul, când s-a implicat în campania electorală, avea practic 1,8%, dar
În această regiune, simpatia față de Partidul Ușor a fost aproape de 30%. Adică avea un bazin cu care să lucreze. De ce mulți nu-i dădeau șanse? Din cauza că e foarte complicat. Deci aici trebuie să fac să mă corectez, sondajul Baidat au plasat tot timpul pe poziția a doua. Da. Adică dacă luăm ultimele sondaje făcute, era aceste destul de sus. Aceste sunt ultime, dar la început. Noi foarte bine știm că Partidul Ușor are posibilitatea de a mobiliza propriul electorat agitator. Este o campanie destul de activă, intensivă. Și practic este în Republica Moldova considerat de toate casele de sondaje ca cel mai activ partid de opoziție. Practic, peste o săptămână, doamna Guțulu a adăugat plus 8%. Apropo și domnul Petrov, din cauza scandalului cu interdicția venirea unui politician în Republica Moldova. Încă o săptămână a adăugat încă 8%. Iarăși, echipa a lucrat foarte intensiv. Și, într-adevăr, dacă ar fi fost încălcările, trebuiau să fie depistate anume în această perioadă, deoarece chiar există instituții a statului care controlează totul acest proces. Mai mult că atât, sunt observatori. Observatori contracandidaților, observatori din străinătate, care urmăresc toate aceste procesele, analiști. Și dacă există o încălcare sau o cumpărare a voturilor, aceste lucruri trebuie să fie demonstrate până în turul întâi, ca acest candidat să fie limitat. În momentul când aceste lucruri nu s-au depistat, evident, oamenii au mers la vot, doamna Guțul a luat practic, a trecut în turul 2 cu domnul Uzun și aici pot să vă zic că, de fapt, toată campania electorală a făcut guvernarea. Domnul Uzun nu a avut nicio șansă să câștige, pentru că, de fapt, locuitorii găgăuzii și, apropo, candidații care nu au trecut în turul 2 s-au mobilizat în jurul doamnei Guțul ca unicul luptător contra puterii din centru. Pentru că aici iarăși s-a produs conflict, presiuni și de ce tot accent informațional a fost asupra doamnei Guțul și asupra guvernului din Chișinău. De ce, practic, domnul Uzun nu a avut această posibilitate, mie îmi pare, să câștige în turul 2. Și iarăși, există proceduri legale, democratice, care au fost deja de 30 de ani experimentate în Republica Moldova. Iarăși, repet, există observatori interi din țară. Fiecare partid are observatori la alegeri, în fiecare secție de vot. Au fost observatori internaționali. Aici sunt observatori, dacă îmi permiteți, eu am să vă întrerup. Eu mi-amintesc imagini din primul tur cu prezența ambasadorului Statelor Unite și ambasadorului UE acolo. Eu nu i-am văzut pe dânsii să iasă după și să spună că au fraudat și a fost totul incorrect. Adică există mai multe mecanisme de a control. Ce ține de liste, aici eu sunt de acord cu domnul Cuznetsov, de liste sau de bază de date este responsabilă guvernarea. Dacă, de exemplu, în această listă există oameni care au decedat sau peste hotare, este responsabilă instituția respectivă. Pentru că ei arată aceste date. Mai mult ca atât, ultimul recensământ a fost făcut în 2014 și acela cu semnul întrebări. În realitate, Republica Moldova nu deține o bază de date corectă ca să cunoaștem câți cetățeni sunt în Republica Moldova. Asta este o problemă. Și de ce, dacă guvernul are o pretenție că sunt decedați sau plecați, această greșeală este a lor. Mai mult ca atât, dacă în această perioadă de o lună jumate guvernul, instituția, observatorii nu au observat unele încălcări sau cumpărări a voturilor sau mituirea electoratului, înseamnă că iarăși nu au executat propriile sarcini, adică nu au funcționat. Ce ține de mobilizarea sau aducerea electoratului la secțiile de vot? Să vă zic sincer, această procedură, această metodă a fost permanent în fiecare campanie electorală făcută de absolut toate partidele politice. Orice partid puteți să luați, veți vedea metode de mobilizare. Adoptă un vot în diaspora care... Bine, motivarea poate să fie altfel. Fixă și în Republica Moldova. Aici guvernul sau instituțiile respective trebuie să demonstreze că a fost făcut contraplată. Iarăși, și aceste lucruri sunt foarte importante. Dar, din punctul meu de vedere, de fapt, scopul a fost cu totul altfel. Scopul principal a fost de a aduce un fel de dezgust de procesele electorale în anume aceste regiuni. Găgăuzia, nordul țării, ce s-a întâmplat în Bălți,
Și mai departe, pentru că aceste regiuni reprezintă un pericol pentru partidele de dreapta. Gagauzia și unele raioane din nord dau automat 6% unui partid de stânga. Permanent așa au trecut în Parlament comuniștii, așa au trecut Partidul Socialiștilor și acum deja practic putem vorbi că Partidul Șor a luat aceste regiuni. Adică putem vorbi că Partidul Șor automat este un partid parlamentar. Ca să nu permite acest lucru, evident, trebuie să faci tot posibil că în aceste regiuni oamenii să nu iasă la vot. Să fie o prezență foarte mică. Am prin înțeles. Astfel metode să obține acest scop. Discuție și pe Mihail Bagaz. Mihail, tu ai activitatea ta de activist civic în ultimii, nu știu, cred că mai mult de 10 ani. Prin activitatea ta sau ai trecut prin mai multe guvernări din prisma activității tale. Dacă vorbim la ziua de astăzi cu guvernarea PAS, care, și aici spunea domnul Isnevski, întâi a fost un precedent la Bălți, acum la Comrat, și dacă ne uităm pe canalele de Telegram și comentarii pe Facebook, lumea zice că ar urma și să se întâmple același lucru și la locale, dacă ceva nu va conveni puterii sau la parlamentare sau la prezidențial. Sincer, mi se pare că partidul PAS nu are nicio strategie. Asta e părerea mea, ca, nu ca un expert, dar ca un cetățean simplu. Eu sunt strâns pro-european, dar uneori nu pot să înțeleg pasuri care face partidul PAS. Dacă vorbim și de Bălți, unde toți nu au înțeles de ce trebuia să aștepți chiar la final să ieși atât de urât, să scoți pe un candidat și lași pe un candidat să fie, să îndeplini funcția de primar cu 7% care el a acumulat, mie chiar fi rușine, sincer, și chiar și să vorbesc cu așa un primar. A doua mână, eu nu prea am înțeles pretențiile, și nu ca pretențiile, dar în general mi se pare că există o idee, da? Dacă există o idee, hai să închidem partidul ușor. O idee bună pentru susținătorii PAS-ului, pentru cei care mulți ani, da, se vorbea că o s-a furat un miliardul, Șor e principal figurant în dosarul, o mare parte susține ideea dată, dar iarăși dacă noi vorbim că noi suntem pro-europeni, pasurile astea trebuie fi făcute corect, corespunzător democrației pentru care noi luptăm. În momentele când tu săptămână trecută încep între turul 2 și între turul 1 și între turul 2 încep dezbatere ăștia la Curtea Constituțională. De ce nu s-a putut să faci lucru dat cu o săptămână, cu două săptămâni înainte? Fiecare înțelegea foarte bine că este o întrebare foarte foarte, foarte delicată. Delicată și care n-ar putea fi folosită pur și simplu atât de prost atac. Da? Deci între turul 1 și într-un turul 2 se începe serialul cu Curtea Constituțională și lichidarea Partidului Șor. Ar fi, eu înțeles, dacă înainte de, cu o săptămână înainte de alegeri, înainte ca să fie printate buletine de vot, eu mă gândeam sincer că deja va fi răspunsul clar. Da? Sau este lichidat Partidul Șor, este interzis sau nu. Marți noi citim știri că deja sunt printate, s-a început să printeze buletine de vot și în același moment se continuă ședințele Curții Constituționale. Sincer, deja am pierdut legătură. Deci sau noi, înainte de alegeri, punem un punct clar și toți jucătorii, chiar și candidații, chiar și dacă nouă nu le plac ei, dar ei au drept, ei au pașaport moldovenesc și au același drepturi ca și ceilalți. Eu, sincer, n-am înțeles. A doua mână care mi s-a părut un pas foarte incorrect de la partidul guvernării, lipsa candidatului. Tu fiind un partid la guvernare, partid care reprezintă pe toți, așa declarăm noi, da? Este un partid care el reprezintă pe noi toți. Și ei n-au avut un candidat din numele partidului la alegeri. Ce nu este corect? Cum poți să arăți tu că tu ai un interes în regiune dacă tu nu participi? Sau trebuia să ieși și direct să zici, uitați, noi nu avem acolo un candidat, noi în general, gata, noi nu mai avem candidați, că acum vin alegeri locale și asta apare aceeași întrebare.
Și noi nu vrem să participăm, că, ia că noi n-am pregătit candidat. Dar pur și simplu să nu particip că știi că să pierzi, asta e incorrect. Pur și simplu, eu ca reprezentantul minorităților etnice, pentru mine era un pas cam de prost gust. Dacă voi vreți să fiți să uniți pe toți cetățenii Republicii Moldova, trebuie să aveți candidați pe tot. Dacă nu aveți posibilitatea, trebuie să decorați direct pasul ăsta. Și ultima care, lucru care eu nu prea am înțeles. Atunci când eu țin minte, dacă noi toți am fost la alegeri, la intrarea, la secția de vot, stă calculatorul conectat direct la cec. Da. Fiecare persoană, înainte ca să aibă drept să pune ștampilă pentru un candidat sau alt, ea trece verificarea electronică. Noi ținem minte că noi am avut câteva ori probleme cu sistemul dat, de că cădea serverul, că alte au fost probleme. Data asta eu n-am auzit. Am înțeles că tot era ok. Și aici e chiar interesant cum au apărut cei morți, da? Cum ei au trecut verificarea prin calculatoare. Vorbim că în același moment au fost, da, eu nu știu dacă au fost observatori străini data asta. Data trecută, practic, toate ambasadele au avut reprezentanțe. Eu n-am văzut, sincer, postări, dar în același moment, reprezentanții a Partidului Socialiștilor, eu cred că au fost la toate secțiile de vot. Și cum putea să trece cei morți, nu prea înțeleg, sincer. Și de asta apar foarte multe întrebări de motivul acela că dacă exista motivele să scoți un candidat, trebuia să faci înainte de alegeri. Sâmbătă, duminică, noi am auzit că au fost niște depuse probe, dar nu au fost făcute publice. Trebuia, dacă voi ați avut deja anumite informații, trebuia să ieșiți cu informația aceea înainte de alegeri, că oamenii să știe. Acum deja cam straniu. Domn Pavlovski, revin imediat la dumneavoastră. Da, domnul, aici foarte scurt aș vrea să nu sunt de acord că nu au o strategie, anume faptul că nu au avut un candidat și de dovadă sau avem posibilitatea să presupunem că au fost o strategie. Deoarece dacă PASO ar orienta un candidat, are dreptul să aibă observatori. Și e mai complicat să zici că au fost fraudate sau falsificate când ai avut propriul observator. Dar nu poți să contrazici ambasadorilor care au fost 20 Bine, dar noi vedem că ambasadorii acum nimic nu declară. Adică, practic, Republica Moldova sau Găgăuși au rămas acolo. Deci, mie se pare că și nu au înăitat în candidat. Pentru că, permanent, la alegeri, orice partid, chiar dacă nu pretendea să aibă acolo un primar, înainta un candidat doar ca să controleze procesul. Domnule Steschi, eu am o informație, dar nu este confirmată. Canalul de Telegram Index dă, așteptăm și confirmări oficiale, dar am să-l citez oricum. Oamenii legii care au venit la cecul de la Comrat să ridice listele electorale au prezentat un demers în care era indicată data alegerilor 7 mai 2023. Precizăm că alegerile au avut loc pe 14 mai. Oamenii legii au declarat că ar fi vorba de o eroare tehnică. Detaliile au fost prezentate de către președintele Comisiei Electorale Centrale din Găgăuzia, citează, scrie Index. Așteptăm și o altă confirmare, este doar o primă sursă. Eu continui discuția imediat, dar vreau să vedem imagini de la intervenția mascaților de la Comrat. După asta, o declarație care a făcut-o pentru noi deputatul adunării de la Comrat, Ilia Uzun, și revenim la discuții. Пропустите, пожалуйста, нашего сотрудника. Она же не арестована, вине в отношении нее ничего нету. Занимайтесь, если будете вон там документы. Я иду со своими документами. Sunt imaginile video prezentate de un martor ocular care se afla în Comisia Electorală Centrală. Ну, я понимаю, что вы нам предъявили, но давайте будем все делать в рамках закона. Скажите, пожалуйста, мы что, задержаны? Мы задержаны? Мы вообще можем адвоката пусть пригласить. Сотрудник выйдет. Мы должны пригласить по нашей процедуре адвоката. При адвокате. Ну, это наш... А я вас... Вам необходимы какие документы? Я сейчас вам сделаю копии. Послушайте, я сейчас вам сделаю копии всех протоколов, но это не списки избирателей.
списке избирателей. А есть у вас какое-то подтверждение, что вы их отправили в суд? Да. Конечно, акт приема передачи. Но вот пусть человек уйдет, а Наталья, предъявите, пожалуйста. Вот, давай скажем, что такой же документ здесь находится, то, что у меня, чтобы они сравнили, она смогла выйти. По всем трем там, Наташа? Сделай копии. Или я вам могу вот так продемонстрировать, но... Нет, я вам так покажу, либо я вам вручу копию. Am să dau doar o clipă de pe telefon, fiindcă nu am avut posibilitatea și timp suficient pentru să o prezint altfel. Eu... Asta a fost părerea exprimată de Ilia Uzun. Noi neapărat o să luăm reacții și de la reprezentanții guvernării și guvernului pentru a le da dreptul la replică. Vă rog, domnule Kuznetsov, dar foarte scurt să-l implic în discuție și pe domnul Pavlovski înapoi. Pentru mine se ridică o singură întrebare în toată acțiunea asta care se întâmplă. Care este scopul final? Pe noi, spunem așa, studenți la facultate, drept chiar din anul întâi, profesorii pun în fața noastră multe spețe sau probleme care să le rezolvăm practică, spunând că se face pasul 1, 2 și 3, dar pentru ce? Adică cauza finală, legătura finală care este, în diferit domeniu, chiar și penal. Bine, hai să presupunem într-un sens că se face faptul dat ca să nu ajungă la conducere persoana dată în Găgăuzia.
Dar oare pentru ce? Vreodată găguzii au fost alegători pro-PAS și dacă vine la conducere pro-șor, vor schimba alegătorii? Nu. Niciodată găgăușii n-au votat partidele democratice în sensul adevărat și PAS. Adică în cazul de față se primește că toată lupta care s-a făcut absurd. Fiindcă în final însuși formațiunea PAS și însuși guvernarea, chiar dacă a să anuleze aceste alegeri, nu va câștiga, fiindcă acolo nu are electoratul lor. Și n-a să fie niciodată acest electorat. Și foarte bine s-a spus că dacă era un contracandidat, de exemplu, din partea democrației sau PAS, mai înțeleg, dar acolo contracandidat era Partidul Socialist. Se primește că dacă câștiga socialiști, era tot bine în segmentul dat. Asta unul la mână. Doi la mână, tot din punct de vedere pragmatismului. Care este sensul până la sfârșit că îți va declara în Curtea Constituțională că Partidul Șor este neconstituțional? De sute de ani... sau neconstituțional? Neconstituțional. De sute de ani se vorbește. Nu este important formațiunea, partidul. Este important masa, cel care o formează. Că dacă ați fi anulat, adică ați fi declarat neconstituțional partidul ușor, masa dată în spate care noi spunem membrii partidului, vor forma alt partid politic care există. Și exemplu elocvent este următoare. Noi avem la ziua de azi înregistrat peste 58 de partide înregistrate pe hârtie, dar real masa este diferită. Iarăși este absurditate. Iar este un rezultat zero pentru viața politică. Dumneavoastră ați spus un moment care mi-a tras atenția. Să nu speculăm. Dacă câștiga Grigori Uzun, candidatul susținut de socialiști, cei de la guvernare ar fi acceptat candidatura? Mai mult că da. Știți, vorba veche, Platon, prieten, de adevărul mai tare, în situația dată posibil. Deci noi observăm că guvernarea este de acord să vină la putere oponentul politic, dușmanul politic, cum spuneau ei, dar numai să nu vin de reprezentat ușor. Care este diferența? Că până la sfârșit acesta este un teritoriu care nu poate fi controlat politic a acestui partid și niciodată nu are viitor acolo un candidat a acestui partid politic. Mersi frumos, domnul Cuznețu. Revin imediat. Domnule Pavlovski, noi cu dumneavoastră de acest platou am mai discutat despre sentința dată lui Ilan Șor de 15 ani de închisoare. Dumneavoastră de pe această canapea spuneați că poate vă citesc greșit că nu mi-amintesc cuvânt în cuvânt cum ați spus, dar ideea era în felul următor, că de fapt sentințele sau anumite decizii se iau mult înainte de proces și ar trebui să urmărim declarațiile făcute de politicieni pe un caz sau altul. Ori noi am asistat în ultimele săptămâni la anumite declarații, cum spuneam la începutul emisiunii, destul de interesante și din partea domnului prim-ministru Dorin Recean și din partea deputatului PAS Radu Marian. Eu ulterior am să dau toate acestea, dar voiam să vă întreb dacă s-a decis soarta mult înainte de turul 2 sau mult înainte de ziua de astăzi. Eu trebuie să spun că la noi în politică moldovenească și în justiție moldovenească se întâmplă foarte multe lucruri ciudate, foarte multe lucruri ciudate, care nu au nimic cu democrație. Asta se referă și la procesul electoral, după cum vedem acum, asta se referă și la procesul judiciar-judiciar-judiciar-judiciar. Și acolo și aici interesele domine. Interesele domine. Și eu nu sunt de acord că pasul nu are strategie. Eu am tot dreptul și toate motivele se presupun că eu anume că au această strategie. Și această strategie constă în aplicarea sau antrenarea în procesul politico-electoral organelor de drept de urmărire penală din Republica Moldova. Deci, organul de urmărire penală a devenit un factor decisiv în politica autohtonă și în procesul electoral autohton. Și asta este foarte și foarte periculos. Pe de altă parte, nu pot fi de acord că regiunea găgăuze nu votează partidele democratice. De ce nu sunt de acord? De aceea că după observațiile mele, cel mai democratic partid care a fost în Moldova a fost partidul domnului Voronin. Atunci, într-adevăr, justiția cu Chiu Covai a lucrat, aceste porcării cum se fac acum nu se făceau, nici nu credeau, nici nu le trecea prin cap să facă aceste porcării. Și în comparație cu regimul domnului Voronin, celelalte regimuri
au degradat fiecare tot mai tare și mai tare și mai tare. Și ceea ce vedem noi acum, numai democrație poate să, nu poate fi numit. Numai democrație nu poate fi numit. Deci, apărarea democrației acum în Moldova devine sarcina de bază a tuturor partidelor. De stânga, de dreapta, de centru, nu contează. Deoarece mâine pe mâine vor suferi toți. Uitați-vă, aplicațiile care militari și polițienești care au avut loc ultimul tip în Moldova. Pentru ce? S-a făcut referire la acțiunile militare din Ucraina. Dar eu am o altă presupunere. Poate aceste aplicații se fac pentru situațiile din Găgăuzie. Cine știe ce este în capul lor? Că așa s-a întâmplat că oamenii care au simțit acum gustul puterii și care acum au făcut foarte multe lucruri urâte și care știu foarte bine că odată cu schimbarea regimului lor n-a să le ajungă loc în Cricova, la toți care, cei care au făcut aceste porcării, clar că ei vor face totul. Totul vor face pentru că să mențină această putere. Din păcate, asta este realitate și eu vorbesc despre aceasta cu mare tristețe, cu mare tristețe și cu mare dezamăgire. Nu pentru asta stăteam noi la mitinguri, nu pentru asta noi înghețam în piața mare Dunării Naționale, ca acum la noi în Moldova să fie în cel mai obraznic mod sugrumată democrație. Repet, în cel mai obraznic mod. Și mă pune în gardă lucrul că instituțiile internaționale, tac, eu înțeleg că, într-un sens, putem spune că acum rusofobie a devenit o politică specifică mai multor țări. Și acum nici nu este la modă să spui ceva bun. Și odată ce Partidul Șor pledează pentru restabilirea relațiilor cu Rusia, odată ce Bășcanul Ales pledează pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, acum, prin practic, ei, prin acest gen de declarații, își creează propria sentință cu mâinile lor. Din păcate, repet, ceea ce se întâmplă în Moldova, regimul care s-a restaurat în Moldova, nu poate fi numit un regim democratic. Sperăm, eu sincer cred, sincer vreau să cred că instituțiile europene, mai devreme sau mai târziu, o să-și exprimă opinia referitor la aceste lucruri, numai că și doamna primar ales și partidele care au promovat-o trebuie să adreseze la Strasburg, la Consiliul Puterilor Autorităților Publice Locale, să ridice această problemă, să ceară să fie trimis observatori de acolo, care s-ar arunca o privire asupra situației din Republica Moldova, până ce nu este târziu. Cei care țin minte evenimentele din anii 90, dar eu le țin minte foarte bine, deoarece a fost în deplasare atunci în regiunea Găgăuziei, în 92, anul 91, în celălaltare, eu am văzut ce s-a întâmplat acolo și ferească Domnul să repete asta din nou. Ferească Domnul. Domn Pavlovski. Atunci lumea s-a îndreptat spre Dubăsari. Puțină lumea ține minte, dar unii nici nu cunosc aceasta. Și de asta s-a început conflictul din Transnistria. Deci, ferească Domnul, ceea ce v-am spus de la bun început, că în relațiile interetnice, delicatețea, tactul, înțelepciune sunt cele mai importante lucruri. Mai importante decât câștigul de moment. Iată acum ei, da, huzuriesc acolo, uitați-vă, noi cu mascații, cu bocancele, cu automatic, cu nu știu ce acolo. Dar nimeni nu cunoaște ce să fie mâine pe mâine. Că eu am citit azi că adunarea națională a Găgăuziei se adună acum și după orele 8 ei vor să facă o declarație. Nu știu ce declarație să fie făcută, dar asta ceea ce am citit eu în mass media. Da, în acest moment se reunesc pentru a face o declarație. Eu am să rog colegii să dea prima declarație făcută de premierul Recean la un post privat de televiziune atunci când am fost întrebat despre alegerile din regiunea Găgăuze și ulterior al doilea pentru a-l cita, ca să înțelegem în ce măsură este o pură coincidență sau domnul
domnul prim-ministru știa de ieri mult mai multe decât știm noi astăzi. În autonomie sunt importanți primarii și guvernul va continua să lucreze cu primarii, cetățenii și aleșii locali care vor prezenta interesele cetățenilor. Întâi de toate, aceste alegeri trebuie validate. Acolo au fost constatate foarte multe încălcări care au fost bine documentate și prezentate Comisiei Electorale Centrale din autonomie. În baza acestor fără de legi, trebuie să vedem decizia finală. Și dați-mi și al doilea citat. Trebuie să ne asigurăm că legislația Republicii Moldova este aplicată. Nu vreau să speculez. Autoritățile au documentat încălcările, le-au prezentat, vor fi prezentate și curții de apel din Găgăuzia. Trebuie să vedem care va fi decizia. Repet, cei care au încălcat legea trebuie pedepsiți. Domnul Lisnevski, știa domnul prim-ministru ieri mai multe decât știm noi astăzi? Știa săptămâna trecută când au fost anumite sesizări la curtea de Comisia Electorală Centrală, fiindcă au fost sesizări din partea poliției și cei de la complet au spus că da, ne-ați făcut o simplă sesizare, probe nu sunt. Cum să acționăm noi fără probe? De fapt, domnul prim-ministru este obligat să cunoaște mai mult, adică toate mișcările care se fac astăzi trebuia să cunoască încă ieri. Noi vedem că declarația destul este de atentă. Se vorbește despre încălcări clare, demonstrate, dar iarăși, unde sunt? Aceste chiar încălcări trebuie să fie demonstrate, chiar toate analiza de a listelor trebuie să fie făcută în prezența marturilor, iarăși, sunt foarte multe proceduri. Și aici sunt de acord, da. Explicați-mi de ce aceste informații și aceste probe și încălcări despre care vorbea domnul prim-ministru ieri sunt căutate astăzi. Bine, sunt căutate astăzi. Dar nu că sunt căutate, încă nici nu sunt demonstrate. Asta și este semnul de întrebări. Atunci când instituțiile, inclusiv și guvernul și instituțiile respective, nu au încredere din partea cetățenilor, sunt obligate să facă tot transparent. Dacă sunt încălcări, trebuie să fie demonstrate și nu doar la judecătărie, dar și publicului, pentru că să fie clar. Pentru că la noi avem, la momentul dat, Republica Moldova are cea mai mare problemă, că încrederea în instituțiilor de stat este zero. Dacă cândva era la minim 3-5%, acum este 0. Curtea Constituțională este considerată ca un mecanism politic. Deja s-au întâmplat foarte multe procese că încredere nu există. De ce? În astfel de cazuri, dacă chiar există aceste încălcări, trebuie să fii foarte atent și foarte transparent și la momentul potrivit. Adică în perioada electorală, până în cursul runda întâi. Deja, bine, presupunem. Și haideți să zicem că da, nu toți lucrează în Republica Moldova foarte repede, foarte corect. Dar a avut încă la dispoziție 2 săptămâni ca să demonstreze acestea, bine, măcar să fie ca la Bălți. Dar iarăși, aici scopul a fost cu totul altul. Și domnul Rician nu întâmplător face accent anume pe primari locali care vor fi următoare campanie electorală. Pot să vă consider și că următoarea campanie electorală va fi locală, va fi cu show-uri. De ce? Pentru că haideți să analizăm. Cine de fapt este un candidat care poate câștiga să fie favorabil sau bine primit de partidul PAS? Inus. Nu există un politician care bine să participe, să câștige în Găgăuzia din partea PAS-ului. Nu există un politician care să participe la alegeri din municipale din Bălți ca să câștige. Nu există un politician din partea PAS-ului care să participe și să câștige în municipiul Chișinău. Partidul PAS are un deficit de cadre, un deficit de politicieni cu rating destul de înalt. În afară de doamna Maia Sandu, nimeni nu deține acest rating ca să poată duce acest partid. Mai mult ca atât, s-a vorbit că partidele de dreapta, da, sau pro-europene nu au șanse, de exemplu, în Găgăuzia sau în alte regiuni, așa zicem, care sunt orientate spre prietenie cu Rusia. Nu este adevărat, pentru că în anul 2007-2008, partidele de dreapta care pledau pentru integrarea europeană au avut un rezultat foarte bun. Și acest partid era Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat, care era condus de Deacov, care lucrau în teritoriu. Partidele politice aveau structuri teritoriale. La momentul dat, partidele au degradat și s-au făcut toată campania, s-au axat doar Facebook, TikTok, YouTube, adică mai departe ei nu merg. Uitați-vă, practic, majoritatea partidelor nu au structuri teritoriale. Și la momentul dat,
structuri teritoriale au două partide, putem vorbi, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, care lucrează în teritoriu. În rest, nu există aceste partide. Evident, vor avea eșecuri și mai departe. Nimeni nu lucrează cu găgăuzia. Mai mult ca atât, din punctul meu de vedere, găgăuzii sunt mai eurointegrați decât absolut toți. Pentru că în Găgăuzie, dacă nu greșesc, 40% din cetățeni care locuiesc acolo dețin pașaport românesc. În Transnistria, 50% de cetățeni care trăiesc în Transnistria au pașaport românesc. La noi, în Republica Moldova, una treime. Și întrebarea, cine este mai pro-european și cine nu? Da, ei au alte viziuni. În mare parte, găgăuzii sunt pentru un fel de neutralitate și bune relații cu absolut toate țările. Federația Rusă, Turcia, țările europene, etc. Nu există ce cu ce sperie, de fapt, sau speculează unele partidele de dreapta. Este necesar doar de lucrat. Am înțeles. Vreau să-l implic în discuție din nou pe Mihail Bagas. Noi toți spunem că suntem pro-europeni. Vorbește și domnul Pavlos, suntem pro-europeni. Vorbește și domnul Lisnevski și domnul Kuznetsov. Și eu sunt pro-european. Noi trebuie să așteptăm o reacție din partea partenerilor europeni la ceea ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă astăzi la Comrat. Fiindcă, cum vorbeau și invitații, în primul tur a asistat și excelența sa ambasadorul Statelor Unite și excelența sa ambasadorul Uniunii Europene. Nu știu, n-am mai fost atent să văd câți ambasadori au participat, dar ca la fiecare alegeri, ambasada își deleagă anumiți reprezentanți în la secțiile de votare, la comisia electorală și multe, multe altele. Uitați, primul lucru care vreau să zic, deci, de ce am zis că mi se pare că partidul PAS nu are strategie. Atunci când un partid are strategie, el face pas după pas corect. El se pregătește înainte, se pregătește opinia publică, arată niște dovezi că oamenii vor fi pregătiți. Uitați ce se întâmplă cu PAS. Ne trezim mascați, ne trezim știri, ne trezim azi mascați la CEC. În ziua CEC, când trebuia fi validate alegeri. Deci ar fi o strategie clară la dâși, eu înțeleg că probabil cineva zice, uitați, trebuie să cumva să evităm faptul că un reprezentant a Partidului Ușor să ajunge la guvernare, să fie membru a guvernului. Și gata. Deci, mai departe, fiecare cu capul lui, cu ideile lui, așa cum el vede, se face lucru. De asta am zis că eu nu văd o strategie. Chiar ar fi fost voi, chiar nu vreți să declarați direct asta. Toți înțeleg faptul că Partidul Șov va fi scos. Eu nu am dubii, eu nu cred că Curtea Constituțională iasă cu altă hotărâre. Dar de ce n-a fi făcut lucrul înainte de alegeri la Găgăuzie? A doua lămână. Mie nu-mi place faptul, chiar și eu sunt ucrainean, reprezint o minoritate a doua în țara noastră, după moldoveni sau români, independent cum ce ne declară. Mie nu-mi prea îmi place faptul ăla că noi atât de tare cumva încercăm să intenționăm găgăuzea. Și nu mi-au plăcut și declarațiile deputatului. Da? Noi, în primul rând, suntem toți poporul moldovenesc. Noi toți suntem cetățenii a Republicii Moldova. Cu ce sunt mai buni găgăuși cu cei de la Bels la care la fel au furat vot? Aceiași oameni. Nu vreau să fac aici comparații. A doua la mână, haideți să nu uităm că amenințările despre care vorbește și domnul Pavlovski, atunci au fost mult 30 de ani în urmă. În ziua de azi, noi vedem chiar și pe listele alegătorilor și câți alegători au fost, găgăuzea azi reprezintă mai puțin decât un sector de la Chișinău. Dacă să vorbim în volumul alegătorilor, Chișinău azi are vreo 400 de mii alegători, da? 400 chiar și până la 500 da. De alegători. Și Găgăuzea are mai puțin de 100 de mii. Deci, eu înțeleg că ei vor să arată cumva că sunt presați, dar nu sunt presați poporul găgăuz. Sunt presați cetățenii Republicii Moldova, care au o autonomie culturală și eu nici nu vreau să mă gândesc acum că noi putem să avem anumite riscuri despre care se vorbesc foarte des la noi, la fel cum nu cred că azi Transnistria are putere cumva să arată dinții în fața Moldovei, la fel și găgăuzea. Nu există deja acea putere, ei nu au același cantitatea bărbaților, da, care poate cumva să amenință
puterea centrală, dar asta nu înseamnă nici într-un caz că puterea centrală are drept să fură voturile. Dacă au fost ales, dacă voi n-ați reușit să faceți pasul ăla până la alegeri, dacă deja oamenii au ieșit la urnele de vot, chiar mă miră faptul că socialiștii nu au depus contestațiile la cer. Dar nimeni nu a depus, domnul. Păi, asta e, înțelegeți, eu ar fi fost în loc pasului, deja ar făcea înțelegeri cu socialiștii, măcar vă duceți, vă depuneți vreo 20 de plângi. Dacă țineți minte, când fost scos domnul Năstase de la alegeri, el a fost scos de ce? Că anume Ion Ciban a depus o plângere. Și atunci pasul și a zis că asta a fost regizat de Plahotniuc, că altfel nu putea fi scos. Aveți un exemplu? Dacă deja mergeți pe bispredelul, păi aveți un exemplu, luați pe socialiști, ziceți, băi, băieți, ia că scoateți pe Guțul, între candidatul vostru, găsim soluțiile și mergem mai departe. Dar să faci pasul care se face acum, da? Eu chiar nu înțeleg. E că cum tu să ieși mâine și ce să zici? Că alegerea nu luate. Domnul Pavlovski, am impresia că partea cu autonomia despre care vorbea Mihail e o replică la ce ați spus dumneavoastră. Eu am să completez cu anumite momente. Deja se vehiculează sau vorbesc cu unii politicieni că dacă unora de la Comrat nu le va conveni anumite momente, să le scoatem autonomia. Există un asemenea, nu știu dacă să zic risc, încerc să fiu cât mai diplomat ca să nu fiu acuzat ulterior că aș fi făcut vreo discriminare sau vreo chemare la discuții mai aprinse. Există un astfel de pericol? Poate Chișinăul astăzi să reducă autonomia pe care o are regiunea Găgăuză la strict cea culturală? Dacă cineva ar dori să destabilizeze situația politică din Moldova, atunci n-are decât să facă acest pas, de punctul meu de vedere, absolut stupid. Absolut stupid, deoarece regimul care există acum în regiunea Găgăuzei a fost rezultatul sau roada exercițiului intelectual foarte și foarte serios. Și el a fost rezultatul acțiunilor, protestelor, confruntărilor care au avut loc în Republica Moldova. Slavă Domnului, după aceea, din începutul anilor 90 și până azi, 30 de ani, Moldova trăiește în pace. Moldova trăiește în pace. Și eu așa am o presimțire că guvernanția de azi, care ideea nu au cum trebuie să te condus un stat pe cale democratică, ei pur și simplu vor să destabilizeze situația și să arate că noi nu suntem divini, asta sunt găgăuzii divini sau asta sunt trăsăstrienii divini, dar noi nu suntem divini, noi suntem alb și pufoși. Deci asta este realitatea și eu cred că poporul Republicii Moldova, oamenii de bună credință, partidele politice, cum eu v-am spus, toți ca unul trebuie să ridice în apărare democrației din Republica Moldova. Nu sunt eu adeptul domnului Șor. Eu sunt adeptul integrării europene. Ultimii 15-20 de ani numai cu asta și mă ocup eu. Cu promovarea ideii integrării europene. Dar asta de fel nu înseamnă că dacă eu promovez ideea integrării europene, eu trebuie să sugrum opinia celor care au alte opțiuni politice. Opțiunile politice pot fi multiple. Nu uitați, vă rog, că Găgăuzie, asta regimul se vorbește limba turcă. Limba turcă, în mare parte, seamănă cu limba turcă, reală. Ca română, moldovenească, așa și găgăuză și turcă. Mâine pe mâine, cine știe ce soluție să fie adoptată de către domnul Erdogan sau dacă vine altul în locul lui. În situația în care populația turcă din Republica Moldova ar fi sugrumată, ar fi drepturile ei, ar fi încălcate. Nimeni nu știe. Deci, guvernanții nordului, eu de mai multe ori am spus, ei nu au viziuni strategice, ei nu au maestrie și capacitatea să analizeze rezultatele acțiunilor sale. Dar aici pot fi rezultate foarte și foarte dure. Și, nu știu, eu repet încă o dată, nici nu aș dori
să mă gândesc la așa ceva. Domnul Pavlovski, doar să termin fraza. Da, da. Toată responsabilitatea aparține acum Parlamentului, Președintelui și domnului Rician, care, apropo, fie spus, ce are domnul Rician cu activitatea organelor legislative din Republica Moldova? Care treaba lui? Tu ești, domnul omule, tu ești putere executivă, ești exercită bugetul Republicii Moldova, ești caută bani pentru finanțarea pensionarilor și altor bugetari, dar nu te băga acolo, unde nu-ți fierbe oală, mă iertați de expresie, dar asta este realitatea. Domnul Pavlovski, încă un moment, dar scurt, Irina Vlah, bașcanul regiunii Găgăuze, s-a adresat comunității internaționale ca să intervină și să fie atenți la ce se întâmplă cu alegerile din regiunea Găgăuze. Credeți că va veni vreo reacție în acest sens, ori nu? Este un pas foarte corect. Eu azi am vorbit despre aceasta. Cred că va depinde foarte mult de cui s-a adresat și ce fel de argumente, cât de fondate, motivate este această adresare. Trebuie de spus, hai să punem mână pe inimă și să spunem că Maia Sandu acum a reușit să facă niște mișcări foarte serioase în domeniul relațiilor externe. Și eu aș spune că dintr-însă era să fie foarte bun ministru de extern a Moldovei inclusiv. Și acum toți o aplaudă, bat din palme, e zâmbește, se cuprinde și se pupă acolo cu conducătorii altor state. Și în această situație, într-adevăr, celor de la Consiliul Europei o să fie foarte greu să-și manifeste principialitate. Dar, dacă autoritățile naționale, eu în vedere găgăuze, în cazul dat, dacă ei vor insista asupra ceilalți sale, dacă ei vor prezenta documentele, dacă ei vor prezenta aceste înregistrări video cu traducere în limba engleză, cu explicare experților, cu explicare juriștilor, atunci ei cu siguranță vor avea câștig din cauză. Am înțeles, domnule Pavlovski, revenind la ceea ce se întâmplă acum în regiunea Găgăuză, în ce măsură politicienii la guvernare ar putea merge până într-aceea încât să anuleze autonomia regiunii Găgăuze după alegerile de Bașcanul și după incidentele de azi de la Comrat? În primul rând, mi-e tot trist ce aud eu acum, ales că, adică declarațiile guvernului și reprezentanții guvernului prim-ministru, și nimeni nu observă un singur lucru. O încălcare profundă. Profunzimea asta constă în felul următor. În Republica Moldova, și asta se luptă din anul 91, de când Republica Moldova s-a declarat independentă, există două organe importante, organe administrativ publice centrale și organe administrativ publice locale. Și exponent, unul din organe administrativ publice centrale este guvernul în frunte cu prim-ministru. Inclusiv condiții de aderare la Uniunea, la Consiliul Europei, inclusiv și Organizația Națiunilor Unite, s-a pristabilit ruperea ceea ce era în perioada sovietică, legătura între administrarea publică locală și centrală. Adică noi vorbim despre descentralizarea administrației publice locale, autonomia, independența acestora. Adică în cazul de față, în baza acestor principii și multe angajamente care Republica Moldova a semnat, nu poate un reprezentant sau reprezentanții organe administrativ publice centrale să intervine în activitatea și tot ce se desfășoară în administrația publică locală. Și noi ce vedem? Vedem că noi, reprezentanții administrației publice locale, am constatat niște încălcări. Cum poți să încalci aceste încălcări când nu ai dreptul? Fix analogic, noi putem spune în felul următor. Că noi am constatat niște încălcări în statul Iowa, statul Unite Americii. Dar cine ești tu ca să constate aceste încălcări? Nu are dreptul. Este o încălcare profundă și această declarație care noi am văzut-o și pe ecran este total antilegal și anticonstituțională față administrarea publică locală. Apare întrebarea. Unde atunci este acel organ de control? În caz de față, este acel organ de control care confirmă valabilitatea acestor alegeri. Și în caz de față, este organele de instanță de judecată. Noi observăm că nici nu s-a ajuns măcar la instanța de judecată să confirme că sunt valabile sau nu sunt valabile și au fost retrase. Retrase iarăși de un organ care nu are drept, organ de urmărire penală. Fiindcă în caz de față nu s-a expus și nu este un moment detașat de, în caz de față, hai spunem, Curtea de Apel Combra, care spune că noi, în urma controlului acestor alegeri, am depistat niște încălcări profunde, unde este temei de intentarea unui dosar penal pentru încălcarea 1, 2, 3 și 4. Doar ei sunt împuterniciți. Și mi-e trist pentru mine, ca jurist, când noi spunem în secolul 21 că Republica Moldova este un stat de drept,
când partidul cel este în stadiu democratic, cel democratic, și se încalcă niște principii fundamentale de construcție a statalității, și anume legătura între administrarea publică centrală și locală. Poate pe nimeni nu mă înțelege momentul dat, dar factorul este următor. Dacă perioada sovietică, ce spunea sus, executa așa numit primar sau organ respectiv, acum nu mai există. Deci este o tăiere totală, adică o independență totală respectivă. Și nu poate, măcar pentru o declarație, cineva din administrație publică centrală să intervină. Eu am două momente pe care vreau să le punctez. Unul ar fi reacția purtătorului de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, care spune, bun, ea răspunde la comentariu, la întrebarea în ce măsură PAS-ul stă în spatele acțiunilor de la Comrat și spune felul următor, declarațiile sunt niște aberații populiste, PAS se va expune pe rezultatul și legitimitatea scrutinului doar după ce vor fi clarificate toate aceste alegații de fraudă și corupție semnalate de autorități și va exista o decizie finală pe validarea alegerilor. De asemenea, vreau să-l citesc ceea ce spunea și Mihail și voi cu contestațiile din partea contracandidaților. Deci, Grigori Uzun spune în felul următor, eu am să citesc în rusă, fiindcă o să-mi ia ceva mai mult timp să traduc automat în limba română, și zice, categoricheskia asuzdaju to, što происходит сегодня в Гагаузе, adică condamnă tot ce se întâmplă astăzi în regiunea Гагаузе. Починив себе всю страну, центральные власти решили учинить форменный беспредел в своем стиле и в нашей автономии. Руки прочь от Гагаузии. Наш регион последний оплот молдавской государственности. Если сегодня мы позволим им пойти по беспределу, уже завтра под вопросом может оказаться судьба всей Молдовы. Voiam să vă întreb, domnul Lisnevski, au fost acuzați de... Dacă un moment. Scurt, am 5 minute și baia mea. Ca să finalizez momentul acela, ca să fiu înțeles, eu nu sunt avocatul partidului Șor sau alt formațiuni politice care participă în campanie electorală. Este vorba de altceva, că este pasul dat care s-a mai făcut, este un pas pentru distrugerea statului democratic care are Republicii Moldova și atunci ne transformăm într-un stat autoritar, cum și-a spus și colegii care ne-a citat. Scurt, domnul Lisnevski, mai avem doar câteva minute. Acum la Comrat are loc un meeting, s-au strâns și deputații Adunării Populare și administrația locală, și candidații, și contracandidații, și susținătorii unora, și susținătorii altora. Explicați în ce măsură Șor i-a cumpărat și pe ăștia toți, dacă ei vor ca alegerile să fie validate și conteste acțiunile autorităților de la Chișinău. Știți, urmărim declarațiile care au apărut în ziua de astăzi, ieri. De fapt, cine știe ce se întâmplă în regiuni, auzi, cunoaște faptul că existau mai multe grupuri de bine susținători unui politician sau adolescent și permanent aveau conflicte între ei. Și acum eu văd că toate aceste grupuri, toată autonomia găgăuză s-a unit contra la partidul PAS. Deci mie îmi pare că partidul PAS a reușit în sfârșit să unească această regiune total contra lor. Ce ține de ce se întâmplă și au va urma, cu părere de rău, eu nu văd aici un rezultat pozitiv. Domnul Băgaț foarte corect a zis, 92% de locuitori din municipiul Bălți, votul lor a fost aruncat și nu s-a întâmplat nimic. În Găguze va fi tot așași. Apropo, toți cei care au protestat la Comisia Electorală Centrală de la Comrat merg cu toții spre adunarea populară din regiune pentru a o investi sau cum mi-au transmis, pentru a o numi Bașcan pe cea care a fost ales cu majoritatea voturilor. Domnule Pavlovski, dar foarte scurt că trebuie să ies, dar oricum voiam să vă întreb, ce credeți că va decide Curtea Constituțională în raport cu constituționalitatea partidului Șor? O prognoză. Eu știu că voi juriștii sunteți mai rezervați atunci când veniți cu prognoze. Eu aș spune că 70% că ei vor declara inconstitucionalitatea, 30% că vor proceda conform legii. Am înțeles, domnul Pavlovski. Mihail, scurt, cu ce crezi că se termină epopeea de la Comrat? Eu, sincer, nu știu, eu nu pot să fac comparație și nu sunt de acord cu Ian, că nu putem să facem comparație cu Bălțul, că acolo exista turul 2 și au ieșit 2 candidați. În cazul Găgăuzii, eu nu știu ce pasuri poate să întreprinde guvernarea, să anuleze alegeri și să, știu, să facă a treilea tur sau să amână până la alegeri locale. E greu de zis. De asta și am zis, eu nu văd strategie a lor, că dacă ar vrea ei cumva să scoată, trebuia să facă înainte de turul 2.
Scurt, dacă adunarea populară o numește acum pe Evgenia Guțul bașcan al regiunii în urma rezultatelor anunțate de cecul de la Comrat, ce se întâmplă din punct de vedere juridic? Mai poate cineva să o schimbe ori nu? Deci, în primul rând, se aprinde o flacără care a fost stânsă în anul 91, cum a spus colegul de platou. Și asta e păcat. Multe generații de conducere sau de guvernare lăsau găgăuzia în pace. Dar să avem niște mișcări foarte neplăcute pentru noi. Și poate fi situația că mâine anunță că avem un nou bașcan, declară că Găgăuzia se rupe de Republica Moldova și ce să facem noi atunci? Apropo, cei care protestează la Comisia Electorală Centrală au spus că ei nu sunt separatiști, ei sunt cetățenii ai Republicii Moldova, ei vor doar ca alegerea locuitorilor din regiune să fie respectată de către autoritățile de la Chișinău. Eu vă mulțumesc mult pentru discuțiile, continuăm dar deja în afara emisiei. Domnule Pavlovski, vă mulțumesc mult și dumneavoastră că ați reușit să vă conectați cu noi. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Orizont TV și pe site-ul tv6.md pentru a ști tot ce se întâmplă la Comrat. De asemenea, urmăriți și știrile care vor fi difuzate pe postul nostru. Vă mulțumesc mult încă o dată, toate bune!